Prima ediție a Festivalului Strugurelui a avut loc în orașul Cimișlia la 8 septembrie curent. Organizatorii festivalului sunt Consiliul Raional Cimișlia, Ministerul Agriculturii și Asociația Republicană a Producătorilor și Exportatorilor de Struguri. Peste 50 de producători din 17 raioane ale Republicii au expus spre admirația vizitatorilor cei mai frumoși și gustoși struguri de masă. Prezentăm 11 sorturi de struguri, care le cardinal, se numesc cardinal, Codreanca, Victoria, Alb de Suruceni, Moldova, Mecita, Chișmiș moldovenesc, Suvenir Rădeschii și Negrulia. Reprezentăm în jur de 6 producători, care sunt cei mai mari din raion. Vrem să promovăm sortimentul care îl producem și să-l ajutăm poate cumva pe producător pentru a-și realiza mai cu succes strugurii, deoarece anul acesta practic au rămas la voia soartei. Nimeni cu nimic nu-i ajută, vând strugurii pe marginea drumului. Avem plantații 20 de hectare de viță de vie, toate struguri de masă, mai avem 20 hectare de livadă, însă acum reprezentăm o parte din soiurile noastre care sunt mai perspective. Mai avem, în afară de soiuri care sunt prezentate aici, Odeschi Suvenir, Victoria, Novi Podarok Zaporojie cu bani, Elovenski Ustoicevi, mai avem și Italia, sau cum mai spun, Muscat de Italia, care îmi prezent încă la noi, nu-i copt, și l-am adus și Moldova. În cadrul festivalului, viticultorii au venit cu performanțele în producerea strugurilor de masă, dar și cu problemele cu care se confruntă. Afectarea strugurilor de grindină, boli și vătămături, insuficiența de frigidere pentru păstrarea strugurilor, lipsa unei piețe de desfacere adecvate. În cursul anului, dar cel mai mult pe data de 2 septembrie, cei mai mari producători de struguri de masă au fost afectați de grindină. Cum ar fi Mihov, Răzmost și alți producători foarte... Se comercializează foarte rău, mai ales sururile de tehnice, în jur de 3 lei, 3 lei 50, asta nu este preț. Nu este preț și țăranul, decât să o deie cu așa preț, lui mai degrabă o lasă pe butuc, pentru că nu e convenabil, până ține costul ăla, costă 3 lei. Probleme avem ca și toți țăranii de la sat, vă zic că... Mai mult am dorit ajutor din partea statului, subvenționări. Despre unele din aceste probleme s-a vorbit la Forumul Național al Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor de Masă, desfășurat la a treia ediție în cadrul Festivalului Strugurelui la Cimișlia. Totul ne-a s-au găsit bani ca să-mi deie acum, după ce s-a produs grindina de câteva ori și încă să mai deie. Banii aceștia dinainte trebuie eu poate de dat, de procurat rachetele care puteau să ne... De 3 ori, nici o rachetă nu a pușcat de 3 ori, măcar că avem câteva stații de este alături. Festivalul a fost întregit de evoluarea colectivelor artistice și expoziției meșterilor populare. Sunt măștile, o parte din măștile mele, măști confecționate din două tipuri, din manșe papier, adică din hârtie, și din țesături. Dacă o să le luăm, iată, la prima vedere, uitați-vă, în primul rând, e țesătura din sac, adică din câinii, pe care le-am uitat de acum, așa cum se numește. Și toate ochii, nasul, toate acestea sunt aplicate, scusute, scamuflate. Să le jucăm la sărbătorile de iarnă, începând cu Crăciunul, Sfântul Vasile, Anul Nou, și terminăm cu sărbătoarea fugăririi iernii, alungării iernii. Am venit la vârstul, că e foarte frumos, oamă super de frumoasă, gustoasă, am gustat foarte mult. Și Dumnezeu să le dă sănătate, mai departe să crească așa poamă. Foarte frumos, foarte mult oameni, facem multă activitate și costume tradiționale, este foarte frumoasă, îmi place foarte mult. Această sărbătoare îmi place dispoziția oamenilor, cum găseasuți cu toată inima și din suflet și cum cântă. Noi americanii asta îmi place foarte mult, dansurile și cântecele moldovenești. Premiul cel mai gigantic strugure de masă cu o greutate de peste 4 kg i-a revenit producătorului Vecislav Dogaru din satul Cârpește, raionul Cantemir. Cântărește în jur la 4,5, cântarul meu de aici are numai 3 kg. Emite el cântare, nu-i vinovat el. Ciculezi din strugurile dacă el trebuie să... Da, trebuie să fie cântărit, da. Cei mai gustoși struguri au fost recunoscuți cei din raioanele Hâncești și Cimișlia, care s-au învrednicit de premii, bănești, medalii și diplome de gradul 1, 2 și 3. Se decernează învingătorul la concursul cel mai gustos strugure, la Festivalul Strugurelui, ediția 1 Cimișlia,
Baban Ion, orașul Cimișlia, un premiu bănesc și medalia de gradul 2. Asociația Republicană a Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor de Masă și-a pus scopul de a populariza prin intermediul festivalului producerea și consumul strugurilor de masă în Republica Moldova. Este o combinație foarte reușită a părții festive, a părții de promovare a strugurilor pentru locuitorii raionului Cimișlia și pentru oaspeții care au venit nu numai din Moldova, dar și din afara țării, dar și cu o componentă foarte importantă ce ține de analiza ceea ce s-a întâmplat în sezonul curent, în domeniul producerii și comercializării strugurilor și cu trasarea unor obiective pentru viitor într-o dezvoltare a acestei rame. Consiliul Raional Cimișlia, în calitate de inițiator și organizator a Festivalului Strugurelui, și-a declarat disponibilitatea de a desfășura Festivalul Strugurelui la Cimișlia în fiecare an la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie.